Salutare! Astăzi veți afla care sunt cele mai bune telefoane din 2023 în orice buget. Am căutat cele mai bune oferte de la magazinele online recunoscute, de unde au încredere majoritatea să cumpere. Partea bună e că am găsit reduceri surprinzător de mari. În fiecare buget voi prezenta două telefoane cu punctele bune și mai puțin bune, pentru ca voi să-l alegeți pe cel care vi se potrivește. Pentru fiecare telefon voi spune prețul la care merită cumpărat, pentru că există multe reduceri false în această perioadă. Începem în ordine crescătoare, de la telefoane de 500 de lei până la cele de top. La sub 500 de lei aș alege Realme C30 sau Realme C31. Cele două sunt aproape identice. Au același ecran mare de 6.55, baterie de 5.000 mAh și sistemul de operare Realme e bine optimizat pentru acest semn de preț. Și procesorul folosit este același, Unisoc T612, cu un scor în atutul de 224.000 de puncte. Apropo, la procesor să vă prezint scorul în Antutu pentru a înțelege mai bine diferențele. Singura deosebire dintre telefoane e camera principală mai bună pe Realme C31, care are 13 megapixel comparativ cu 8 megapixel pe C30. Mai avem un făgec, loc pentru card de memorie, dar lipsesc difuzoarele stereo. Ambele telefoane le-aș cumpăra la sub 470 de lei. Vreau să menționez și Redmi 12C, care mai apare la reducere la sub 550 de lei. Față de cele două telefoane Realme, Redmi 12C are ecran mai mare, camera mai bună și procesor superior, motive pentru care cred că merită diferența de preț. Continuăm cu telefoane mai puțin de 1000 de lei. Motorola G62 costă de ceva timp 800 de lei și e un preț excelent pentru ce performanță oferă. Are procesor Snapdragon 480 Plus 5G cu un scor în antutu de 380.000 de puncte. Asta înseamnă că vă veți juca la setări medii orice vreți, fără probleme. Îmi place că designul seamănă cu altor telefoane Motorola mai scumpe și pe față margini sunt mai subțiri decât ce găsim la acest buget. Încă un avantaj este bateria mare de 5000 mAh, care împreună cu sistemul de operare aproape Android Stock va ține extrem de mult. Telefonul mai are loc pentru card de memorie, mufă jack și difuzoare stereo. Camera principală nu e cea mai bună, fiind un de 50 megapixel, dar măcar mai are cameră cu un ultra larg și macro. Înainte de a vedea cel mai bun telefon la sub 1000 de lei, vă încurajez să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări. Aici veți găsi mereu părerea mea sinceră și dacă aveți întrebări sau vreți recomandări, îmi puteți scrie în comentarii unde răspund tuturor. Tot un comentariu las un link unde găsiți telefonul din videoclip la cel mai bun preț. Revenind la cel mai bun telefon la sub 1000 de lei, care este Samsung Galaxy a în primul rând, va primi un număr șocant de mare de update-uri pentru un telefon accesibil. Samsung promite trei update-uri majore. S-a lansat cu Android 12, deci va rămâne la Android 15. Sistemul de operare mi se pare cel mai fiabil în acest buget. A23 are și cel mai bun procesor la acești bani, Snapdragon 695, care reușește 400.000 de puncte în AnTuTu. Sincer, de asta îl și recomand. Ai cel mai bun procesor la acești bani, cel mai fiabil sistem de operare și primești cel mai multe update-uri. Toate astea făcând telefonul alegere ideală pentru utilizare pe termen lung. Camera e bună și versatilă. A23 are cameră principală de 50 de MP, cameră cu ultralar de 5 MP plus macro și sensul de adâncime de 2 MP. Telefonul mai are loc în card de memorie și mufăgec, dar nu are difuzoare stereo. La dezavantaje aș numi design cu margini groase pe față, plus camera sub formă unei picături, făcând să se mai degrabă cu telefoane de 600 de lei. Vă recomand să luați Galaxy A23 5G, doar când îl găsiți la sub 1000 de lei. Trecem la telefoane de 1500 de lei, unea aș alege Samsung Galaxy A34. S-a lansat recent pe la 2000 de lei, dar după cum v-ați fătuit și atunci, cu puțină răbdare, prețul a ajuns la sub 1500 de lei. Chiar dacă e construit în totalitate din plastic, îmi place că spatele seamănă cu al seriei mult mai scumpe, Galaxy S23. E primul telefon din listă cu rezistență certificată la apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Pe față arată destul de învechit, dar partea bună e că vine cu un ecran de calitate. Este super AMOLED, are rezoluție Full HD și rată de refresh 120Hz. Principalele avantaje ale telefonului rămân sistemul de operare și numărul de update-uri. A34 va primi 4 update-uri majore și 5 ani update de securitate, deci se va opri la Android 17. Procesorul este peste media acestui segment de preț, fiind media cu 1080 și care obține 540.000 de puncte în antutu. Camera mi se pare medie în acest buget, având un senzor principal de 48 de megapixel, cameră cu un ultralar de 1 megapixel și 5 megapixel macro. Bateria e de 5.000 mAh, dar lipsește încărcătorul din cutie. A34 mai are difuzoare stereo și loc pentru card de memorie, dar lipsește mufa jack. Sfatul meu e să-l cumpărați când costă sub 1500 de lei. Acum să vorbim despre categoria unde am găsit cele mai multe telefoane bune, între 1500 și 3000 de lei. Prima mențiune trebuie să fie Google Pixel 6a. Google deține Android, deci telefoanele Pixel sunt excelent optimizate și sunt primele care primesc update-uri. Apoi camera lui Pixel 6a este cea mai bună la sub 2000 de lei. Place și că telefonul are ramă din aluminiu și rezistență certificată la apă. Ca dezavantaj voi numi ecranul curat de refresh de 60 Hz și bateria de 4410 mAh care nu va rezista o zi de o utilizare intensă. Dar cel mai mare dezavantaj al telefonului Pixel e că nu se vând oficial la noi. Asta înseamnă că va fi mai greu cu semnalul în unele zone și că de garanție nu se va ocupa Google, ci compania de la care a luat telefonul. Pe Google Pixel 6a aș da mai puțin de 1700 de lei. Hai să vedem și un telefon care se vinde oficial în România. Dacă vreți ecran mare și procesor performant pentru gaming, la sub 2000 de lei recomandarea mea este Realme GT2. Are ecran de 6.62 inch cu 120 Hz, plus că este cel mai luminos dintre toate telefoanele prezentate până acum. Procesorul Snapdragon 888 reușește în totul peste 800 de puncte, deci veți rula orice jocuri fără probleme pentru mult timp. GT2 are baterie de 5.000 mAh și încărcare la 65W cu încărcător în cutie. Sistemul de operare cel de la Realme mi se pare bine optimizat, plus că GT2 va primi Android 15. Camera telefonului nu e chiar punctul forte. Pe Realme GT2 aș da 1900 de lei, dar aici vreau să mai menționez un telefon. Am mai văzut motorul la H30 Fusion la 2000 de lei și dacă îl găsi la acest preț, este mai bun decât Realme GT2. H30 Fusion are procesor puțin mai bun, Snapdragon 888 Plus și are construcție premium din sticlă cu aluminiu. Cred că a venit timpul să aflați cel mai bun telefon la sub 2000 de lei. S-a lansat la peste 2500 de lei acum câteva săptămâni, dar prețul a scăzut la sub 1900 de lei. Este vorba de Samsung Galaxy A54. Îmi place care are rezistență certificată la apă. Ecranul este super amulet, curată de refresh de 120 de Hz și rezoluție Full HD. Procesorul Exynos 1380 reușește 507.000 de puncte în atut. Telefonul are cea mai bună cameră în acest buget, alături de Pixel 6a. Camera principală are 50 de megapixel, cea cu un ultra la 12 megapixel și mai găsim una macro de 5 megapixel. Sistemul de operare și umor de update-uri rămân principale avantaje ale telefonului. S-a cu Android 13 și va primi inclusiv Android 17. Bateria are 15.000 mAh, se încarcă la 25W, dezavantajul fiind încărcătorul lipsă din cutie. A54 are difuzoare stereo și o pentru card de memorie, dar lipsește mufa jack. Eu recomand telefonul pe la 1800 de lei, deși mă aștept să scadă prețul mai mult în viitor. Continuăm cu telefonul la mai puțin de 3000 de lei. Prima opțiune este Pixel 6 Pro, mai ales pentru cei care vor Android Stock și camera excelentă. Construcția este premium, din sticlă față și spate, ramă din aluminiu și rezistență la apă. Ecranul este mare la 6.7 inch, fiind amoled cu rezoluție 1440p și rată de refresh de 120 Hz. Procesorul nu este chiar cel mai capabil în acest buget, fiind Google Tensor cu un scor în atât de 735.000 de puncte. Deși are o baterie de 5000 mAh, pixelul nu va rezista o zi de utilizare intensă, pentru că procesorul consumă multe resurse. Dezavantajele menționate la Pixel 6a despre faptul că nu se vine oficial în România se aplică și la Pixel 6 Pro, din păcate. Dacă vreți cea mai bună cameră sub 3000 de lei, dar și garanție oferită de companie în România, alternativa la Pixel 6 Pro este Samsung Galaxy S22. Am recomandare și pentru cei care vor performanță, gaming și ecran mai mare în acest buget. Pre surprinderea mea, OnePlus 10T costă 2900 de lei, varianta cu 256GB stocare și 16GB RAM. 10T-ul are cel mai puternic procesor în acest buget, Snapdragon 8 Plus Gen 1, cu un scor în atât de peste un milion de puncte. Ecranul este mare la 6.7 inch, fiind AMOLED cu rată de refresh 120 Hz. Sistemul de operare este bine optimizat. Un dezavantaj a zice că e camera, evident sub al lui Pixel 6 Pro și Galaxy S22. Dacă nu găsiți 10 t la sub 3000 de lei, o alternativă axată tot pe gaming și ecran mare este Realme GT2 Pro. Acum să trecem la telefoane la sub 4000 de lei, unde am găsit cele mai mari reduceri. Tot aici avem primul iPhone pe care îl recomand. iPhone 14 pe la 4000 de lei. S-a lansat pe la 4900 de lei toamna trecută și la acel preț chiar nu merita. Acum la 4.000 de lei situația s-a schimbat. Este construit premium din sticlă față și spate cu ramă din aluminiu plus o rezistență impresionantă la apă de până la 6 metri timp de 30 de minute. Principalul avantaj al unui iPhone este sistemul de operare iOS. Telefonul va primi cel puțin 5 ani update-uri și împreună cu procesorul A15 Bionic este cea mai bună opțiune pentru utilizarea pe termen lung. Camera este excelentă, mai ales dacă vreți să postați poze și clipuri pe Instagram, Facebook sau TikTok. Bateria rezistă la limită o zi de utilizare intensă. Un dezavantaj al telefonului reprezintă ecranul. Este un OLED de bună calitate, luminos, dar curată de refresh de doar 60 Hz. Dacă vă interesează mai mult gaming și vreți ecran mare, recomandarea mea la sub 4000 de lei este Asus ROG Phone 7. E suficient să te uiți la el și îți dai seama că e un telefon axat pe game. Are cel mai impresionant procesor Android Snapdragon 8 Gen 2 cu un scor în atutul impresionant de 1.333.000 de puncte. Mai mult, procesorul este ajutat de un semn de răcire foarte avansat pentru a folosi ore întregi în sesiune de gaming. Bateria nu va fi o problemă, pentru că are 6.000 de mAh. ROG Phone 7 e singurul telefon care a reușit să întreacă iPhone 14 Pro Max la baterie. Evident că un telefon de gaming avea nevoie de un ecran pe măsură. Aici găsim un AMOLED de 6,78 extrem de luminos, curată de refresh de 265Hz. Ca toate telefoanele de gaming, ROG Phone 7 face compromis la cameră, care se sume de acest segment de preț. Însă cea mai echilibrată opțiune la sub 4.000 de lei este Samsung Galaxy S23. Este echilibru perfect între ce oferă iPhone 14 și Asus ROG Phone 7. La fel ca iPhone 14, S23 are un sistem de operare fiabil cu multe update-uri plus cameră foarte bună. La fel ca Asus ROG Phone 7, S23 vine cu procesor Snapdragon 8 Gen 2 și are baterie mai bună decât iPhone 14. Mai mult costă mai puțin decât iPhone și Asus pentru că S23 l-am găsit de multe ori la sub 3500 de lei. Acum să vorbim de telefon de peste 4000 de lei. Pentru început voi menționa rapid iPhone 14 Plus. Este cea mai bună opțiune dacă vrei un iPhone mai accesibil cu un ecran mare și baterie imbatabilă. Practic aveți specificații la iPhone 14, dar cu un ecran mai mare de 6,7 inch și o baterie incredibil de bună. Țin minte că telefonul s-a lansat în toamnă la peste 5500 de lei, iar acum costă 4500 și la acest preț mi se pare o opțiune bună. Dar cele mai bune iPhone-uri rămân 14 Pro și 14 Pro Max. Reprezint împreună pentru că singurele două diferențe sunt mărimea ecranului și a bateriei. Eu personal am ales iPhone 14 Pro, dar dacă m-aș întoarce în timp, aș opta pentru 14 Pro Max pentru bateria fenomenală. Avem construcție premium din sticlă față și spate, cu ramă din oțel și rezină certificată la apă. 14 Pro-urile au cele mai luminoase ecrane pe care le-am văzut pe un telefon. Procesorul a 16 bani și sistemul de operare vor asigura funcționarea telefon 5-6 ani fără probleme. Evident că și jocul mele la setări ridicate fără probleme. La cameră, cred că iPhone-urile sunt cele mai bune la video. Iar la foto le-aș pune în top 3. Despre sistemul de operare iOS am vorbit, însă vreau să menționez și ecosistemul Apple. Dacă ai laptop, căști, ceas, Înminarea lor e incredibil de simplă și pare de multe ori că folosește același dispozitiv. De altfel, acesta este avantajul Apple și de asta de multe ori au zis persoane care spun că nu mai pot ieși din ecosistemul lor. Chiar și așa, cel mai bun telefon din 2023, la momentul actual, este Samsung Galaxy S23 Ultra. Am făcut o comparație detaliată între el și iPhone 14 Pro pe care o puteți urmări pentru a vedea ce telefon vi se potrivește mai bine. Prețul i-a scăzut la sub 5.500 de lei și e greu să-i reproșezi ceva. Construcția evident că este premium, ecranul e aproape la fel de luminos ca la iPhone-ului, dar Ultra are rezoluție mai bună, 1440p. Faptul că anul acesta în Europa am primit procesor Snapdragon e un mare avantaj, mai ales că la anul se pare că ne întoarcem la Exynos, care e mai slab. Procesorul a adus un plus la performanță și baterie. S23 Ultra ține fără probleme o zi de o utilizare intensă, iar la utilizare medie veți obține două zile. Performanța este dată de Snapdragon 8 Gen 2, cel mai capabil procesor Android, la egalitate cu A16 Bionicul de pe iPhone 14 Pro Max. S23 Ultra este în evidență prin S -Pen, opțiune care nu se găsește pe niciun telefon de la concurență. Însă principalul motiv pentru care am pus telefonul pe primul loc este camera. Avem camera principală de 200 megapixel, telefoto cu zoom optic 3x de 10 megapixel, telefoto cu zoom optic 10x de 10 megapixel, plus camera cu un ultrarar de 12 megapixel. S23 Ultra are cea mai bună cameră testată pe un telefon de mine. Eu vreau să mă întreb pe voi, ce ați alege dintre iPhone 14 Pro Max și Samsung Galaxy S23? De asemenea, ce alte telefoane credeți că merită inclus în acest videoclip? Puteți scrie răspunsul în comentarii unde eu vă răspund de tuturor. Le mulțumesc în special mie pentru susținere și vă invit să vă comunității. Noi ne vedem videoclipul următor.